pentru nativii zodiei vărsător. Saturn, guvernatorul lor în casa a doua, este acolo și Marte, se pot aștepta la cheltuieli. Poate că ei și-au planificat de mult să facă o investiție. Poate că au nevoie, simt, observă că i-ar ajuta ceva, ar avea nevoie de un aparat mai nou, mai performant, deși aici nu este obligatoriu să fie vorba despre ceva nou, dar performant cu siguranță. Există varianta să cei care sunt interesați, aleargă, observă, întreabă, sunt cu ochii în stânga și în dreapta, să vadă, să afle despre ceva nu atât de nou, dar ceva care face o treabă, aceea de care au și ei nevoie, în condiții bune, foarte bune. Deci putem spune că ei, vărsătorii, pot face o investiție, o achiziție cu o sumă relativ mică. De ce relativ mică? Pentru că spuneam că este vorba despre un lucru, echipament ceva mai vechi, folosit, dar care funcționează foarte bine. Deci pot face o investiție din acest punct de vedere inspirată și am putea spune că merg la sigur cu ea, adică vor reuși să își scoată banii, să-și scoată investiția. Una peste alta, da, cheltuieli pentru ei, pentru nativii vărsători în această perioadă. Foarte bine, pe lângă asta poate fi și o cheltuială legată de informare. Revistă, abonament, curs, tot felul de variante în care află ceva, își completează cunoștințele. Spre mijlocul săptămânii, cheltuieli, investiții legate de casă și nu sunt lucrurile obișnuite, știu eu, o aprevizionare, ci poate fi vorba despre ceva, bineînțeles, cu utilizare pe termen mai lung. Acum mă refer la cu totul altceva față de ce spuneam mai devreme, de echipament, de aparatură, de ceva vechi. Deci oricum ceva acum, spre sfârșitul săptămânii, pentru casă, confort, bineînțeles, să fie totul bine, frumos, atunci când petrec timp cu familia sau primesc oaspeți. Mai este ceva important, poate că se gândesc, există și varianta în care se gândesc să facă o cheltuială, investiție mai serioasă, pe termen mai lung. Acum sunt ideile, dar ele deci investiția se va derula în perioada următoare, viitoare. Legate de casă, cine știe, poate că trebuie ceva consolidat, reparat, înlocuit sau pur și simplu ceva care oricum sporește în mod semnificativ valoarea imobilului respectiv sau a terenului.